Pentru a face posibil acest lucru, avem nevoie de trei elemente. Unul este inteligența. Și aici vorbim, în cazul nostru, de platforma Simfony IoT, ne-am găsit la lume, care poate fi accesată prin cloud. După care, de rețele de comunicație între această platformă și device-urile dumneavoastră, acesta se face prin mai multe căi, dar una dintre ele, cea pe care îți demonstrăm acum, este SIM card-ul. De acolo vine și numele firmei noastre, de la Subscriber Identification Module, atât de cunoscut în toate telefoanele mobile noi, da? Care este rețele de comunicare și niște mici device-uri. În cazul de astăzi am ales acest device care e senzorul practic care transmite informația dintr-un obiect pe care dorim să-l monitorizăm prin internet aici, în cloud către platformă, da? Și vă permite să colectați informațiile pe care le doriți. Vine momentul fără plasă, cum ziceam la Tarpez. Acolo avem un frigider, care deocamdată, deși e branduit Simfony, sper să se ia hapspindele, este un frigider tradițional. Domnul Ștefan m-a ajutat să facem în câteva minute, sub ochii dumneavoastră, fără niciun fel de pregătire. Frigiderul ăsta se devine un frigider deștept. Un frigider smart, un frigider inteligent, după care, după ce vom echipa sub ochii dumneavoastră, vom avea pe ecran niște grafice care, repet, sunt transmise dintr-un device, un gate de aici, în cloud și din cloud pe platforma noastră, iar ceea ce vedeți pe ecran este pe serverul din cloud de pe platforma noastră și veți vedea cum variază parametrii pe care îi urmărim, îi monitorizăm, cum variază în funcție de ce se întâmplă ulterior în frigider. Ștefan, te rog frumos. Deci acum o să ia aceste device-uri, care sunt Bluetooth, 2.4 giga, acoperă cam 30 de metri pătrați, poate să treacă și prin ziduri și ne va pune în interiorul frigiderului. Se montează foarte simplu, nu au nevoie de cabluri, e vorba de un magnet sau de un banda adezivă care permite montarea lui, în caz că e nevoie de securizare pentru a nu fi îndepărtate, se pot găsi soluții, avem soluții mai deosebite. În cazul de față o să apelăm strict la a le monta în frigider, adică a le lipi. Am ales pentru monitorizare patru parametri. Deci, cam asta, cred că dacă cronometram nu depășeam mai mult de 3 minute, în 3 minute se poate face treaba asta. E drept că mai e nevoie de câteva mici device-uri. Acel captator de undă de 2.4 giga pentru Bluetooth, care se transmite pe urmă prin orice rețea internet, așa cum avem acum, am apelat chiar la cea mobilă, către prin cloud, către serverul nostru. Cam asta e tot setup. Și acum să vedem dacă lucrurile care ne interesează, o să rog pe Ștefan care este la pupitru să ne arate. Deci, cum este temperatura, după cum observați, ea acum registrează o descreștere, pentru că senzorul a fost afară, la temperatura din cameră. Acum, fiind introdus în frigider, vedeți cum descrește temperatura. O să-l scot, după ce mă lăsăm un pic ca să fie sub 20 de grade și să fie diferența mare. O să-l scot pentru a vedea că se modifică temperatura, începe să crească conform temperaturii de aici. Scenarii pentru așa ceva sunt suficient de multe, vă las pe dumneavoastră să le găsiți. Ce este important este că ce vă arătăm noi aici sunt niște date culese în ritm de 10 secunde, în timp real, dar bineînțeles că asta e doar pentru a putea vedea modificările acum, dar bineînțeles că într-o utilizare normală nu e nevoie de o rată atât de mare de culegere de informații. Ștefan? Ok, ăștia sunt cei
doi senzori pe care l-am spus, l-am postat unul mai jos și unul mai sus, pentru a avea vizibilitate pentru cele două bariere. Și acum, dacă urmați ceartul din stânga, o să vedeți că temperatura o să înceapă să crească, dar fiind faptul că le țin în mână. Repet, nu e vorba de ceva care e legat de calculator. Toată informația urmează traseul prin cloud către serverul nostru. Traseul. E important să vă spun că și menționez treaba asta că suntem operatori MVNO, pentru cine nu e familiar cu acronimul, e vorba de operator de operator mobil, nu neapărat de telefonie, virtual, adică nu avem rețeaua noastră, ci folosim rețeaua operatorilor consacrați, infrastructura din teren. Da? Dar asta ne permite, practic, să fim disponibili în România, de pildă, pe toți cei trei operatori. Adică un simț al nostru, pus într-o zonă în care acoperirea unuia dintre operatori nu este atât de bună, da? Automat poate să comunde pe simul, pe rețeaua celuilalt operator, în așa fel încât, practic, veți avea backup la backup la backup în România. E de menționat aici că din iunie, pentru cine se îngrijorează vis-a-vis de prețuri, chiar și acum prețurile noastre sunt foarte bune, dar din iunie știți că există o directivă care va fi implementată pe 15 iunie. Roamingul practic nu va mai însemna nici pentru date, nici pentru voce un cost semnificativ, va fi acela din țara originală. M-am ținut de vorbă un pic ca să vedeți că temperatura a crescut. Da? Și această informație pot pe față viitor, exprimat pe grafic, dar bineînțeles că pentru a deveni pragmatic utilizabilă, putem să facem modificări care, dat fiind faptul că interfața permite o groază de medii de comunicare, se poate face în foarte multe feluri, inclusiv integrarea într-un IRP, dacă aveți nevoie. Dar cel mai simplu și cel mai eficient este să vedeți o notificare fie prin SMS, și este tot o capabilitate a sistemului nostru, deci nu trebuie să apelați la altă rețea, ci tot prin sistemul nostru, sau o notificare pe e-mail. Da? Iar ceea ce veți colecta ca informații, vedeți aici, Ștefan ne arată câteva modalități de a exprima informațiile acelea grafice în cifre care pot fi exportate în IAP, vă ziceam, sau în orice alte analitice, în așa fel încât să studiați anumite situații în care temperatura scade sau crește, da? De pildă când se schimbă marfa, cât durează decongelarea, cât durează recongelarea, dacă e nevoie. Sunt informații pe care le puteți extrage foarte simplu, sunt în virgulă mobilă, orice Excel poate să le preia și să le transpună într-un alt raport care poate fi de interes pentru dumneavoastră. Urmează să demonstrez și, dacă vezi Ștefan, să ne ducem la contact. O să vedeți că, acum, valoarea este închis, da? Am ales 4 acolo. O să vedeți că durează câteva secunde, pentru că... Deci, deschid ușa la frigider. După ce am închis-o, ajunge la valoarea care este setată. Repet, aceste informații sunt doar informații grafice care sunt mult mai fancy, mult mai ușor de transmis pentru scopul de demonstrație pe care o facem astăzi. Însă există posibilitatea să prelucrați și tot prin intermediul platformei noastre, să prelucrați această informație într-o multitudine, a zice chiar infinitate de feluri, în așa fel încât să se potrivească cu necesitatea noastră de a analiza situația fără să trimiteți un om acolo, fără să înregistrați treaba asta pe hârtie. Știu că există legislație care prevede acum obligativitatea ca temperaturile să fie, în cazul unui control, evidențiate separat. Se poate face chestia asta din nou la nivelul unei rețele care e